Ok, și suntem live la Talks cu numărul 151, so hi everyone. În această seară, după o mică pauză care s-a întâmplat din probleme pe care noi nu le-am putut gestiona, we're back, din nou online, s-ar putea să fie chiar printre ultimele talks-uri pe care le facem online, pentru că începem după aceea din nou fizic într-un pub, la o bere, cu oamenii vaccinați, bineînțeles. În această seară avem o super ediție, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că avem doi speakeri super dragi mie. Mihai Maruseac, care este software engineer la Google și o să ne vorbească despre viața ca un TensorFlow developer și ce înseamnă asta. Ilian Virgin, care este research la NTT DATA, AI research la NTT DATA. Și pe care îl știu de la București AI, în care am fost și știu că mentorează și are grijă de această comunitate, cât și de cohortele de startup-uri care fac treabă pe AI. Deci, pentru orice întrebare legată de AI stuff and startup, he's the person to go. Și da, ca să nu mai zic foarte multe lucruri, o să începem cu meme, cu Mihai Maruseac, care o să prezinte primul. Ah, și trebuia să dau start webinar, să lăsăm și ceilalți oameni să intre. Acum am dat start webinar, deci oamenii care au linkul de Zoom și nu vor să ne urmărească pe Facebook sau pe YouTube pot da join direct la Zoom. De asemenea, așteptăm întrebările voastre oricând pe live-ul de Facebook sau pe live-ul de YouTube sau direct pe Zoom, dacă intrați pe Zoom. O să vă las linkul către Zoom în comentarii și eu o să le pun mai departe. Mihai, bun venit din nou la Talks pentru a 10-a, 15-a oară. Mulțumesc. Salut, sunt Mihai și o să vorbesc puțin despre cum este să fii un developer pe TensorFlow și practic cum se vede TensorFlow din interiorul Google, cum se lucrează. Primul slide despre mine, pe dreapta sunt unde mă puteți găsi, pe stânga sunt de 2 ani jumate la Google, sunt team lead la echipa de open source developer infrastructure și security și în afara Google lucrez foarte mult cu Haskell și am lucrat înainte cu differential privacy. Un slide puțin despre TensorFlow, este platformă pentru machine learning, probabil toată lumea știe despre ea, e făcută și pentru researchers și pentru developers și are un ecosistem destul de larg. Legat de ecosistem, dacă ne uităm pe GitHub TensorFlow, o să vedeți că sunt 112 repos, oameni care înregistrați sunt 600 și ceva, foarte multe echipe, multe proiecte. În principiu, astăzi o să vorbesc doar despre repo-ul de TensorFlow, repo-ul principal, dar foarte multe lucruri din ce vorbesc se aplică și la celelalte repozitoriuri. De fapt, se aplică cam la toate repo-urile de la Google. Ok. Acum, dacă trecem la TensorFlow, avem cam 2 milioane jumate de linii de cod de C++, includ și comentarii. Python doar 1 milion, aproape jumătate, ceva mai puțin. Avem și foarte mult shell script și foarte mult Bazel pentru build system. Iar pentru build system, noi, TensorFlow și cam toate sistemele, toate proiectele Google folosesc Bazel pentru build. Deci nu CMake, nu Ant, nu de astea, folosim Bazel. TensorFlow Lite, care este o componentă a TensorFlow, suportă CMake. Acum câțiva ani și TensorFlow suporta CMake, dar era suportat doar de comunitate și se strica destul de des, așa că a fost dat afară, nu mai există niciun fel de CMake în TensorFlow decât doar pentru TensorFlow Lite. Sunt niște statistici acolo de câte linii de cod sunt scrise doar pentru build system. Momentan, Bazel este la versiunea 4.1 sau 4.2. Noi încă suntem la 3.7, că TensorFlow eșuează dacă facem conversia la Bazel 4.0. Și avem în fișierul ăsta, în Bazel RC, avem foarte multe setări pentru că în momentul în care cineva face Bazel build, să se ia setările default care compilează TensorFlow cât mai eficient, cât mai bine pentru arhitectura respectivă, etc. Altfel ar trebui să le dai tu cu flaguri. Ok.
Mai departe avem și foarte multe dependențe TensorFlow, avem dependențe pentru diverse biblioteci de parsat imagini, de parsat audio, biblioteci pentru alte biblioteci de la Google, de exemplu Protobuf, gRPC. Aici, în dependențele astea de aici, în cele 1200 de linii, nu includem dependențele pe care le instalăm direct în mediul de CI sau dependențele Python care trebuie să existe în momentul în care faci pip install TensorFlow să instalează celelalte. Also, avem un model de asta de workspace 0123, în așa fel încât proiectele care depind de C++ TensorFlow pot să importe, să zicem, workspace 2 și în felul ăsta importă toate dependențele de TensorFlow de la 0 până la 2. Și nu mai trebuie ei să le importe separat și să apoi să se asigure că folosesc exact aceleași versiuni. Ok, și acum hai să trecem la ce suportă TensorFlow. Deci noi ca oamenii care fac release-uri pentru TensorFlow, practic echipa mea, trebuie să suportăm 3 sisteme de operare, astea principale, 2 build-uri separate, unul pentru CPU, doar pentru CPU, TensorFlow CPU, și unul pentru, teoretic, doar GPU, dar CUDA. Există pentru alte GPU-uri, deci cele care nu sunt de la NVIDIA, există build-uri de la community, deci ROCm sau DirectML de la Windows, ROCm vine de la AMD. La fel există pentru Mac, Apple a scos sistemele astea M1 cu arhitectură ARM. Momentan build-ul de app pentru Apple M1 este la fel un build community build. În principiu toate build-urile astea community build sunt întreținute de un special interest group numit SigBuild. Avem întâlniri o dată pe lună, în prima marți din lună, cu excepția perioadelor când prima marți din lună vine după o sărbătoare națională. De exemplu, în loc de 4 iulie, 6 iulie, o să avem următoarea întâlnire în a doua marți din lună, pentru că pe 4 iulie noi o să fim liberi. Și la fel trebuie să suportăm și mai multe versiuni de Python. În principiu, toate versiunile care încă nu au ajuns la end of life, ceea ce înseamnă că pentru release-ul următor o să suportăm de la 3.6 până la 3.9 și din toamnă o să apară și 3.10. Deci o să trebuiască să-l suportăm și pe ăsta. În principiu, până acum, făceam lag behind cu o versiune de Python. De exemplu, să zicem, 3.9 a apărut, cred că prin ianuarie. Noi am avut un release în ianuarie care nu suporta 3.9. Apoi, la release-ul din martie, abia atunci am reușit să suportăm 3.9. Asta pentru că TensorFlow are foarte multe dependențe și nu putem să facem noi un release cu o nouă versiune de Python până când fiecare dintre dependențele noastre nu suportă noua versiune de Python. De asta avem acest lag foarte mare, dar încercăm să reducem din ce în ce mai mult. Ok, acum hai să trecem la viața unui PR. În medie, în TensorFlow avem cam 50-100 de PRs în fiecare săptămână. Asta include PR-uri noi, că mai există PR-uri care lag behind, avem PR-uri, cel mai vechi PR activ acum mi se pare că este de 6-7 săptămâni. Și la fel avem cam 100-200 de issues noi deschise pe săptămână. Ce este important de reținut este că source of truth pentru TensorFlow nu este GitHub, este versiunea aflată în interiorul Google. Chiar dacă în Git orice clonă ai face-o pentru un repo poate să devină upstream pentru alte clone, modul de dezvoltare al TensorFlow, al produselor de la Google, are conceptul de source of truth, care poate să fie internal la Google sau external on GitHub. Dacă este internal, asta înseamnă că oricine de la Google trimite modificările internal și apoi există un proces care le exportă pe GitHub, iar pentru external, toată lumea, inclusiv cei care lucrează la Google, fac PR-uri pe GitHub și apoi change-ul este importat în interior. Și o să trec puțin printr-un proces, cum arată modul de dezvoltare al TensorFlow în interiorul Google și din exterior. Să zicem, momentan începem cu exteriorul. Să zicem, faceți un PR. În momentul în care aveți PR-ul, primul pas, ați creat PR-ul, ați dat submit, nu se rulează niciun fel de CI, există doar un mic check care verifică că ați semnat CLA-ul de la Google pentru drepturi de autor, etc. În rest, nu rulează niciun CI, nu rulează nimic. Primul pas este ca cineva de la Google sau cineva trusted să facă un review la PR, să se asigure că PR-ul este valid și că CI-ul pe care ar trebui să ruleze în continuare după PR nu poate fi afectat.
Practic, putem, în felul ăsta prevenim cazuri în care cineva face un PR care modifică CI-ul să execute, să zicem, Bitcoin mining. După review, se rulează un CI external și o să vedeți, dacă intrați la un PR, o să vedeți mai multe label-uri, că avem PR pentru Windows, PR pentru Ubuntu, Sanity Build, etc. Din toate build-urile de acolo, doar două sunt importante, cel pentru Ubuntu, Ubuntu CPU, și cel pentru Sanity Build. Sanity Build este un build care doar verifică că se folosesc coding style corespunzător, deci verifică PyLint, C++ Lint, și mai verifică că dacă cineva rulează Bazel Build, se poate construi tot TensorFlow. Deci, practic, PR-ul nu este într-o versiune care nu poate compila. După ce CI-ul trece și PR-ul a fost aprobat, există un proces numit copybara care importă change-ul din PR într-o versiune semi-internă de code review numit Gerrit. Dacă sunteți developer la Chromium, în loc să faceți PR-ul pe GitHub, îl faceți direct în Gerrit. Practic de asta zic, Gerrit este internal și external, este semi. În Gerrit, PR-ul trece din nou printr-o rundă de review. Poate să fie exact același reviewer ca în GitHub sau poate să fie cu totul altcineva, dar mai trebuie să mai treacă printr-o încă o rundă de review înainte să fie importat într-un change list internal. Acum suntem în regiunea de jos de Piper, acolo este change list-ul internal. Există din nou o rundă de CI care rulează, de data asta rulează automat pentru că deja PR-ul a trecut prin două runde de review. Dacă CI-ul respectiv trece, sunt adăugați oameni să facă review la CL. Este un sistem automat care se uită să vadă care oameni sunt responsabili pentru bucata respectivă de cod și pot să facă approval. Sunt două feluri de approval. Este approval doar de codul arată foarte bine, looks good to me, LGTM, și approval de la owners. Practic, ca să poți să lansezi, să poți să submiți un change list, ai nevoie neapărat de un approval de la owner sau să fii tu owner pe bucata respectivă de cod. O să te întrerup un pic. A venit o întrebare pe Facebook de la Radu Tudor Ionuț dacă ați avut încercări de pull request-uri cu cod malițios. Am avut la un moment dat. Am trecut recent pe GitHub Actions și a fost cineva care a încercat să schimbe GitHub Actions să ruleze cu totul altceva. Nu la TensorFlow în specific, la un alt repozitor din organizare, din organizație. Ok. Bineînțeles că o să încerce să mineze și ei niște cripto după ce infectează pe cineva. Bineînțeles. Ok. După ce a fost aprobat CL-ul, se rulează din nou o secvență mai lungă de pre-submit, mai multe scripturi, mai multe comenzi, mai mulți pași. Dacă totul trece, CL-ul este submis în cod. Și în momentul ăsta se lansează două procese diferite. Există procesul invers prin copybara care lansează, adaugă change-ul în GitHub și automat închide PR-ul. Și există încă un proces de CI care continuă pe durată destul de lungă. Întâi avem un fel de continuous build, care ai build-ul rulează, să zicem, 2-3 ore, imediat ce se termină, începe din nou, rulează 2-3 ore și tot așa, de fiecare dată când începe, ia toate change-urile care au apărut pe durata rulării anterioare. După post-summit, în fiecare zi, există un nightly build, practic în momentul în care lansăm pip-urile, TF Nightly, TF Nightly CPU și tot așa, astea sunt rezultatele rulării procesului de Nightly CI. Dacă post-summit CI sau Nightly CI eșuează și build cap-ul detectează că problema este de la PR, atunci PR-ul este reverted, automat. Din păcate, nu este tot timpul notificat autorul PR-ului. Aici este un lucru unde lucrăm, să facem în așa fel încât în momentul în care un PR este reverted, PR-ul original este imediat notificat și în așa fel autorul o să știe să resumită. După runda de Nightly CI, când avem release-uri de 3-4 ori pe an, mai există încă o rundă de CI chiar în momentul în care facem release. Aici este cea mai lungă secvență de testing, poate să dureze până la 12 ore. Dacă release CI eșuează, release owner-ul decide dacă să facă revert la PR sau să încerce să îl fixeze, să îl rezolve ahead, să îl rezolve forward. Asta deoarece uneori avem
de făcut revert la un PR care a fost scris câteva luni înainte și în acest interval proiecte care depind de TensorFlow o ajungă să depindă de codul nou introdus în PR. De asta decidem să nu facem revert la PR-urile care sunt foarte vechi. Ăsta este procesul din punct de vedere al unui utilizator de GitHub, deci al cuiva care nu este parte din Google. Iar pentru cineva care este pentru un Googler, procesul de scris cod în TensorFlow începe de la linia cu Piper, de la CL Pre-Review CI, de aici de jos. Practic, restul procesului arată exact similar. Ok. Acum, pentru internal developer, echipa de TensorFlow este împărțită în foarte multe echipe mai mici. De exemplu, există o echipă de Keras care se ocupă doar de codul care este scris pentru Keras. Există o echipă pentru Saved Model, a cărei singură responsabilitate este să se asigure că după ce ai făcut training, poți să faci save la model, poți să-l încarci înapoi, poți să-l trimiți în alte sisteme, să-l încarci de acolo. Există o echipă pentru Distributed Training, care implementează lucruri precum Distributed Tensor, Parallel Strategies, etc. Echipa Foundations este echipa care teoretic decide stack-ul principal de la TensorFlow, deci este echipa care deține C++ și Python APIs. Și echipele de security și open source sunt echipa mea. Noi ne ocupăm de toată partea de release, toată partea de security, interacțiunea cu GitHub, asta este la noi. Mai există o echipă de serving care se ocupă de sisteme în care poți să faci serving la modele și o altă echipă de TF Hub care stochează modelele în așa fel încât să poți să le cauți ca un fel de Google Search pentru modele salvate de alții. Și în rest mai sunt alte echipe mai micuțe, astea sunt echipele importante. Foarte multe dintre echipele astea au un focus doar internal, doar pentru Google, dar în anii care au trecut și în viitor, din ce în ce mai multe dintre ele o să se focuseze către open source. Indiferent de ce echipă ar fi, activitatea membrilor echipei se împarte în mai multe componente. Una dintre ele este triaj pentru issues. În principiu avem issue-urile de pe GitHub, dar foarte puțini oameni se uită direct pe ele, așa că avem și un issue tracker intern la Google, oamenii se uită acolo. Și există o echipă care se ocupă doar cu mirrored de la issue-urile de la GitHub către issue-urile din interior. Asta durează ia cam 10-20% din timpul unui developer. O bucată mult mai mare o ia review-ul pentru change-uri și creatul de change-uri noi, deci creatul de cod. În principiu, dacă avem de făcut un change, de lansat un feature nou, ăsta este un proces care durează câteva săptămâni, deci nu poți să scrii direct cod pentru un nou feature, să-l lansezi și gata. Trebuie întâi să scrii un design document în care propui feature-ul, eventual cu ceva cod experimental, cu ceva detalii, cam cum ar fi API-ul, cum s-ar folosi. Feature request-ul respectiv, dacă are vizibilitate în open source, presupune și crearea unui RFC pe care să-l trimiți către comunitate. Timp de 2 săptămâni, oamenii din comunitate, atât internal cât și external, pot să comenteze pe RFC-ul respectiv și apoi există o sesiune de aproximativ o oră de review. Atât pentru document, pentru proposal, cât și pentru comentariile care au fost adăugate. Dacă RFC-ul este aprobat, abia atunci te poți apuca să implementezi feature-ul, să-l lansezi și apoi va trebui să existe o perioadă în care te uiți la el, te uiți la metrici, să te asiguri că funcționează cum trebuie, așa cum a fost descris în documentul inițial. Doar pentru câteva echipe, deci pentru echipa mea de open source și alți câțiva oameni, există procesul de releases. Avem în principiu 3-4 release-uri în fiecare an. Încercăm să fie aliniate la fiecare quarter. Astăzi începe procesul pentru următorul release de TensorFlow. Ceea ce înseamnă, astăzi vom tăia branch-ul pentru versiunea 2.6. Deci astăzi o să vedeți că apare un nou branch în repository numit R2.6. Imediat după ce tăiem branch-ul, încercăm să facem build la versiunea RC0, practic primul release candidate, doar ca să ne asigurăm că tot codul funcționează pe CI-ul de release.
RC0 ăsta este publicat în așa fel încât oricine depinde de TensorFlow poate să-l testeze înainte ca TensorFlow să facă final release. Pe durata testării de RC0, oamenii pot să mai facă launch-uri la feature care au fost întârziate, le fac în master și apoi fac cherry pick către branch-ul de release și release owner decide dacă să aprobe cherry pick-ul sau nu. Și în același timp, RC0 fiind testat, se mai descoperă bug-uri, încercăm să le fixăm, facem cherry pick-uri la ele, apare RC1. Procesul se repetă din nou, RC2, RC3, în principiu încercăm să ne oprim la RC2, dar se întâmplă uneori să avem chiar până la RC5. În momentul în care avem un RC care nu mai are issue-uri pe care trebuie să le rezolvăm înainte de release, facem release la versiunea final și declarăm release-ul terminat. Peste 2-3 luni, procesul începe din nou. Also, toți oamenii din echipă sunt un fel de required să facă, să fie implicați într-un proces de training teaching. Cel puțin o dată pe săptămână avem o sesiune în care o persoană din echipa de TensorFlow își exprimă, detaliază bucata pe care lucrează, încearcă să prezinte bucățica respectivă de cod către toți ceilalți oameni din echipă. În felul ăsta reducem un concept numit bus factor. Practic, e un fel mai tragic. Dacă ai o singură persoană care este responsabilă de o bucată de cod și persoana asta este lovită de un autobuz, bucata respectivă de cod o să devină inutilizabilă. Reducând bus factor înseamnă că crește numărul oamenilor care știu să folosească bucata respectivă de cod. Și ultima bucată aici este perioada de performance review și promotion la Google de 2 ori pe an, în primăvară și în toamnă. La fel, este ceva pe care orice developer intern trebuie să fie conștient. Ia câteva săptămâni să-ți evaluezi performanța, să evaluezi peerii, durează procesul respectiv. Cam asta a fost din prezentare, din slide-uri, dar de acum în continuare pot să răspund la întrebări cât mai avem timp. E o întrebare pe Facebook. Care e cea mai mare provocare din viața ta de zi cu zi ca developer de TensorFlow? Echipa mea, ocupându-se foarte mult de open source, avem foarte mult timp build-urile de Windows și de macOS stricate și trebuie să le rezolvăm și uneori chiar trebuie să faci deep dive în cod, pentru că este cod scris de cu tot o altă echipă, trebuie să faci deep dive, să înțelegi de ce s-a stricat bucata respectivă, cum poate fi rescris, etc. Și același lucru este și pentru partea de securitate, ca să fixezi vulnerabilitățile, la fel trebuie să faci deep dive in code, să înțelegi, să vorbești cu echipa respectivă dacă sunt responsabili, dacă sunt în același time zone și să rezolvi problemele. Ok, am și o întrebare și anume dacă ar fi 3 lucruri pe care le-ai putea schimba la TensorFlow, care ar fi acelea? Sau dacă 3 sunt prea multe, un lucru pe care dacă ai putea să-l schimbi, l-ai schimba? Aș încerca întâi să fac să fie GitHub source of truth. Ok. În loc să fie internal source of truth, să fie GitHub. Asta pentru că internal source of truth, Google internal are un singur monorepo pentru toate proiectele, ceea ce înseamnă că oricine la Google poate să trimită un change list care face cross-cutting pe mai multe proiecte, modifică în același timp mai multe bucăți de cod. CI-ul din interiorul Google o să funcționeze, o să fie totul green, pentru că toate proiectele sunt testate la același CL, dar în momentul în care faci export către GitHub, exportul către un repository versus exportul către altul se execută în procese separate și este posibil ca CI-ul pentru unul dintre repozitoriuri să pornească înainte ca CI-ul pentru celălalt să pornească sau să ai release pentru cealaltă componentă. Practic, cam 10% dintre breakage se rezolvă prin trebuie să facem release la dependența asta și în momentul în care am făcut release la dependența asta, modificăm codul din TensorFlow să facă pull la nou release și TensorFlow este fixat. Dacă TensorFlow ar fi GitHub source of truth first, toate astea ar fi detectate imediat pentru că toată lumea ar trebui să facă PR în loc să facă CL-uri internal. Asta ar fi primul lucru de modificat. Al doilea ar fi o refactorizare mai mare a codului. Nu știu dacă ați încercat să compilați TensorFlow în open source, pe un sistem destul de beefy poate să dureze între 2 și 4 ore.
pe sisteme cu memorie mai puțină sau cu mai puțin CPU power, poate să dureze chiar mai, și mai mult. Internal nu este o problemă pentru că avem un sistem care face caching la toate build-urile din Google. Deci tot timpul este cineva care a construit o majoritate din TensorFlow și tu va trebui să faci build doar la ce ai modificat tu și poate câte puțin din ce depinde de bucata respectivă. În open source, ținând cont că avem foarte multe change-uri și unele dintre dependențe se modifică destul de des, de exemplu LLVM, și afectează o bucată foarte mare din TensorFlow, dacă faci un sync la GitHub, dacă faci un git pull și faci build din nou, tot cache-ul local pe care l-ai la Bazel o să fie invalidat și va trebui să pierzi din nou 2-3 ore recompilând aproape tot codul. Făcând refactoring la build, putem să reducem durata build-ului, putem să facem în așa fel încât dacă vrei să testezi, să rulezi doar un singur test, să nu trebuiască să faci build la tot TensorFlow, să faci build doar la testul respectiv și dependențele reale, toate bucăți de genul ăsta. Super! Ok, one more. Având în vedere că TensorFlow e open source și este pe GitHub, cât de mult crezi că a influențat asta evoluția TensorFlow sau mai bine zis, dacă nu ar fi fost open source, cât de mai puțin evoluat ar fi fost acum? Adică cât de mult contează că este open source versus strictly something internal care este available și pentru ceilalți? Dacă ar fi fost doar internal și aruncat peste gard din când în când, atunci nu am fi putut să primim contribuții de la Nvidia, Apple, Microsoft. Practic, o bucată dintre PR-urile pe care le avem noi sunt de la alte organizații care sunt interesate ca TensorFlow să funcționeze. De exemplu, Microsoft este interesat ca TensorFlow să meargă pe sistemele Windows și să meargă cu DirectML, pentru că în felul ăsta poți să-l folosească în Azure. Amazon este interesat ca TensorFlow să meargă pe S3 în Amazon, în AWS, pentru că pot să vândă în felul ăsta VM-uri speciale create pentru machine learning. Google Cloud, chiar și dacă TensorFlow ar fi fost internal, ar putea să beneficieze, ar putea să vândă VM-uri doar pentru ML, dar nu ar putea să vândă VM-uri care folosesc Nvidia, decât dacă Nvidia ar contribui la fel la TensorFlow. Deci dacă am făcut un proces de development în care făceam development internal și doar o dată pe săptămână sau așa aruncam totul peste gard, atunci nu am fi avut niciun fel de progres de la external third parties, de la companii mari. Dacă ar fi fost totul intern, fără nicio contribuție open source, atunci ar fi fost și mai rău, pentru că ar fi fost ca un fel de Tech Highlands. Oricine ar fi fost din afara Google și ar fi vrut să facă ML, când ar fi venit la Google, ar fi trebuit să treacă printr-o perioadă foarte, foarte lungă de training, să învețe să folosească TensorFlow, să învețe să scrie modele noi, etc. So it's a super win faptul că este open source și cam toată lumea ar trebui să se gândească, dacă fac vreun framework, să se gândească să-l facă open source. Da. Am înțeles. Ok, super. Mulțumim mult, Mihai. Dacă mai sunt întrebări, le puteți pune în continuare pe grupul de Tox, unde este share-uit și acest live, pentru că Mihai este acolo destul de des, este quite activ, după cum poate ați fi văzut. Deci, cu siguranță o să vă răspundă dacă mai aveți întrebări. Și o să trecem mai departe către următorul nostru speaker, Ilian Virgin, o să ne vorbească despre AI și no-code și despre această relație care este complicated. Ilian? Da. Ai cuvântul. Da. Da, deci este... Vreau să vorbesc un pic despre no-code tools. Hai să dau un share să putem pune și slide-urile pe care le-am pregătit, care vor fi în engleză, dar o să continui în limba română. După cum ai menționat, vreau un pic să vorbim despre no-code și AI. În primul rând, cam ce înseamnă no-code și de ce are legătură cu AI-ul neapărat chestia asta. După cum ai zis, eu sunt un senior research consultant. Asta înseamnă că mă ocup de conectarea cercetării, eforturilor de cercetare cu business-ul.
în general, și ofer genul ăsta de consultanță și startup-urilor dacă au nevoie. Și am remarcat de ceva vreme deja că există un trend de a integra cât mai multe componente no-code în, mai ales în startup-uri, dar și la anumite companii pentru unelte specializate. Și aici e o întreagă discuție pe care vreau să o avem. În primul rând, cu popularitatea no-code-ului. Nu e doar experiența mea personală, dar no-code-ul a crescut în popularitate destul de mult, începând cu 2011, când a fost făcut, a luat în vedere acest grafic, creșterea a fost destul de constantă până în 2020, când eforturile de digitalizare s-au mărit. Pe 2020, oricum am avut probleme de pandemie și până în decembrie 2020 multe companii au avut nevoie de digitalizare rapidă, drept care în mod sigur au apelat la no-code din aceste motive. În fond, pandemia a forțat multe companii să se digitalizeze rapid și asta, orice sistem de dezvoltare rapid acum trebuie să pună întrebarea dacă poate se pretează sau nu la low-code sau no-code development. Și nu e doar pe partea asta de popularitate. Startup-urile și companiile care dezvoltă proiecte de no-code au primit un boost încă dinainte de pandemie de investiții, ceea ce înseamnă că uneltele pe care le pregăteau erau deja disponibile în momentul în care a fost nevoie mare de un timing extraordinar, locul la care nu s-a așteptat, cred că nimeni. Și a ajuns oarecum un fel de buzzword chestia asta. Adică toată lumea acum, dacă vrea să dezvolte un startup, are și o componentă. Există foarte multe companii care dezvoltă AI și integrează și o componentă de no-code în AI-ul lor sau în endpoint-urile lor. Lucru care merită discutat. Definiția generală, pe care dacă ar fi să ne uităm la Wikipedia sau la Google Knowledge Graph-ul care apare în momentul în care căutăm, este că no-code este o platformă de dezvoltare care permite programatorilor și non-programatorilor să creeze application software prin interfețe grafice și configurări în afară de pe lângă programarea tradițională. Asta este pentru no-code. Pe la low-code, dacă facem chestia asta, e ceva similar. Deși este un articol separat pe Wikipedia, zice low-code este o platformă de dezvoltare care permite un mediu de development care să creeze software de aplicații prin interfețe grafice și așa mai departe. Deci, definiții foarte, foarte similare. Și aici este foarte interesant că, deși definițiile sunt atât de similare, companiile în sine se disting prin target audience-ul pe care l-au ele. Multe companii de no-code se adresează în totalitate non-programatorilor în eforturile lor de promovare, în timp ce companiile de low-code țintesc un pic către crowd-ul tehnic în vederea îmbunătățirii și creșterii vitezei de iterație a unor proiecte de software care probabil ar fi fost dezvoltate oricum pe platforme mai tradițional. Și acum că știm în principiu cam ce înseamnă no-code, de ce am vrea să îl folosim? De ce când avem nevoie de ce am avea nevoie de no-code sau de low-code, da? De ce există acest boost de interes? E din cauza stack-ului foarte greu cu care se confruntă majoritatea proiectelor? Păi, după cum am zis, foarte multe companii sunt interesate de eforturile de digitalizare. Și avem aici internal tools, foarte mult process improvement, formulare, sisteme. Am văzut, de exemplu, multe companii și-au dezvoltat acum soluții de distribuirea locurilor în birourile în timpul pandemiei. Da? Nu puteau să mai, nu mai reușeau să aveau niște restricții de respectat și nu puteau să facă față doar cu niște Excel-uri, drept care au dezvoltat niște aplicații prin niște unelte de low-code și au avut nevoie de, până la urmă, de un deployment mai bun decât pur și simplu un shared Excel sheet. Și asta mă duce la punctul al doilea. De obicei este vorba că deployment-ul trebuie să fie făcut rapid, dar un deployment tradițional în care ne apucăm și facem cloud deployments cu virtual machine-uri, eventual serverless functions, bază de date, tot acest hățiș de microservicii poate este
ori insuficient, ori mult prea greu de setat și configurat în siguranță. Da? Și al treilea motiv este că odată ce am dezvoltat o soluție inițială, avem nevoie să iterăm cât mai repede și de aia lumea se orientează către aceste soluții low-code care le permit să dezvolte ideile foarte rapid, chiar dacă nu sunt la un același grad de customizare ca și framework-urile tradiționale. Și cine apelează acum la low-code? Cine sunt acești oameni care folosesc aceste platforme de no-code și low-code? Păi sunt oamenii care nu știu să programeze, nu? Asta zice lumea. Nu? Și aici apar programatorii care zic că da, noi suntem niște super oameni care nu avem nevoie de așa ceva, pentru că noi știm să ne facem propriul stack. Și recunosc că de multe ori am căzut și eu în capcana respectivă, până când m-am uitat mai atent la niște exemple de utilizări și la ce poate să ne aducă asta. Pentru că nu trebuie să zicem că ok, știm să programăm, de care nu avem nevoie de o platformă no-code fără niciun drept de apel. Exemplul meu favorit este acela al spreadsheet-urilor, da? În care ai nevoie să faci niște calcule avansate, da? Care deja se depășesc, au mai mulți factori și mai mulți pași care trebuie luați în considerare și de aia faci un spreadsheet, îți faci propriul spreadsheet, evaluezi rezultatele și după aia eventual mai treci printr-o iterație și vezi cum arată lucrurile și îl dezvolți mai departe. Da, asta poate să-ți ia de la câteva minute la câteva ore pe un timp de iterație ca să dezvolți un spreadsheet. Ia gândiți-vă ce ar fi dacă n-am avea softuri de spreadsheet, da? Trebuie să faci niște calcule avansate. Păi ne apucăm, vorbim cu echipa de la Data Science, așa ar fi într-o companie, da? Trebuie să facem un deviz de proiect, să alocăm niște ore, să facem totul cum trebuie. Până la urmă ei răzvin înapoi cu un script pe care l-au dezvoltat și după aia scriptul trece printr-un proces de deployment, este provision, se face totul, se face evaluare și se dau rezultatele, da? Și asta de-abia acum putem să trecem la următoarea iterație a scriptului respectiv. Asta ar dura săptămâni. Chiar dacă ne apucăm să ne scriem propriul cod, nu sunt foarte mulți oameni care ar fi capabili să scrie echivalentul unui spreadsheet într-un cod Python, de exemplu. Și de obicei acei oameni își rezervă eforturile pentru data science, pentru AI teams și așa mai departe. Deci noi trăim într-o lume în care există Excel sau Google Sheets sau ce preferați, da? Și gândiți-vă că ar putea exista o lume fără Excel în care până la urmă trebuie să ne dezvoltăm de la zero toate soluțiile astea, inclusiv pentru lucruri de genul acesta banale. Apropo, Excel-ul, că tot îl considerăm o platformă low-code, no-code, este Turing Complete mai nou și lucrul ăsta am vrut să-l menționez pentru că mi s-a părut remarcabil. Ok, deci până la urmă, platformele astea nu neapărat se adresează celor care nu știu să programeze, ci ar putea să se adreseze unei audiențe mult mai largi. În principiu, pot fi folosit de oricine care poate să manipuleze un spreadsheet. Că știe să programeze, că nu știe să programeze, tot sunt oameni care pot fi adaptați, care pot să se adapteze la platformele de no-code și știu să dezvolte soluții. Mai mult, platformele de no-code sunt folosite de oricine care are nevoie de o soluție rapidă. Da? Un development rapid, timp de iterație foarte, foarte scurt. Și aici se pretează foarte bine din aceste motive și la echipele mici sau chiar și la programatorii low-moves care sunt obișnuiți să-și facă mare parte a prototipului a unui proiect, măcar singur. Care acest gen de scenariu îl vedem și în companii, cât și în startup-uri și în afara lor și în timpurile hobby. Companiile la rândul lor au nevoie de unelte în care nu au timpul sau resursele să investească să dezvolte genul ăsta de unelte de la zero, cu întreg stack-ul dezvoltat de la zero și poate ar prefera să investească într-o soluție de genul acesta no-code mai degrabă decât să facă un provisioning întreg și să dedice o echipă. Și până la urmă vorbim aici, dacă vorbim în termeni tehnici, vorbim de ceva care este de scară mică, dar implică întregul stack. Da? Și chiar dacă noi știm să programăm și am putea să ne facem propriul stack singuri, trebuie să ne gândim aici că
chiar vrem să programăm din nou cele mai plictisitoare părți ale unui proiect, să ne scriem noi singuri din nou authentication, să ne facem tot glue code-ul acela care l-am făcut de 10.000 de ori până acum și trebuie doar să-l scriem de la zero. Da, nu vrem să facem chestia asta. Eu cel puțin nu vreau să fac asta prea des. Și vreau să evit asta cât mai mult, pentru că prin code și prin programare pot să fac lucruri mult mai interesante și să dezvolt programe mult mai bune. Dar am promis că vorbim deși de AI, da? Sunt sigur că foarte mulți din audiență au venit aici pentru AI, nu doar pentru no-code. Și ecosistemul no-code, așa cum îl vedeți dacă căutați pe Google no-code, este destul de mare deja și găsim aici foarte multe categorii în cadrul lui care pornesc de la front-end-uri pentru website-uri, cum avem software, da, avem card, avem Bubble care dezvoltă aplicații web, avem buildere de aplicații de mobil, da, avem Adalo, Thunkable, Glide Apps, mai este și AppGyver, de la care e acum soluție SAP, deci avem și jucători mari care intră în spațiul acesta no-code, până când la mergem mai departe, avem provider de semi-baze de date, creatori de dashboard-uri, enabler de workflow-uri care ajută să conectezi toate sistemele astea între ele și chiar și form builder-e și lucruri de genul acesta, care unii consideră că au fost sparkul inițial care a declanșat revoluția de low-code și de no-code, da? Aici avem o anumită zonă la nivel la 6 care zice Data and Developer Productivity și acolo vedem că au început să apară și soluții de AI. Există soluții de AI pre-împachetate care putem să le integrăm în workflow-ul nostru de no-code și low-code sau putem să vorbim mai departe în afara ecosistemului care este deja wide and deep. Gândiți-vă că lista asta este non-exhaustivă. Putem să ne gândim că există și încă o categorie de AI care se apropie foarte mult de sistemele acestea no-code. Și vorbesc aici în special despre AutoML. AutoML, care vine de la Automated Machine Learning, în care am văzut deja că există un landscape în februarie 2020. Erau deja toți giganții de cloud în acest joc deja implicați. Și aveam deja startup-uri care s-au stabilit și ofereau soluții complete pe partea de AutoML. Dar ce înseamnă totuși AutoML? Ca și idee de bază, AutoML încearcă să facă lucrurile mai rapide și să optimizeze algoritmi standard pentru a crea deployment-uri de AI pe baza unor date pe care le avem noi. Avem acest grafic simplist, care sincer mi se pare prea simplist, așa că îl prefer pe cel de la Google, care exprimă lucruri destul de similare în termeni un pic mai tehnici. Și anume, venim cu un dataset, în cadrul serviciului de AutoML le facem training-ul, deployment-ul și după aia avem o interfață de REST și de serviciu la care putem apela direct. Și aici, în funcție de task-ul de care avem nevoie, clasificare, regresie, recomandări, orice, putem să evaluăm foarte multe modele folosind date complet noi pe care modelul nu le-a văzut până acolo, leveraging și folosind experiența de modele care există deja în sistemul de AutoML de la providerul respectiv. Sistemul alege o strategie de preprocesare de date singur, reușește să-și manipuleze datele imbalansate, compenseze pentru date incomplete, că să emită, să găsească toate categoriile, putem face și strategii de clustering și așa mai departe. Și de acolo putem să ne generăm propriile feature-uri, tuning-ul de hiperparametri este automat făcut și până la urmă obținem un set, mai multe modele prin care putem evalua care este cel mai bun pentru noi. Și pe lângă chestia asta, cum am zis, după ce am făcut chestia asta, ne face și deployment-ul și exposing our own REST API. Unii zic că acest lucru este prea complicat până la urmă pentru a se cataloga ca și un no-code tool, dar de fapt, până la urmă, oferă aceeași idee că noi putem să
luăm ceva standard care există deja și să-l utilizăm printr-o interfață oarecum prietenoasă pentru a obține rezultate bune pentru aplicația noastră. Drept care eu personal, eu consider că AutoML-ul face parte din acest sistem de acest ecosistem de no code și low code. Dacă ne uităm în schimb la toată arhitectura unei rețele, inițial am vrut să fac un grafic aici foarte frumos în care la un end aveam front-end-ul, după care aveam back-end-ul și aveam AI-ul și aveam blue code-ul și nu știu ce. Dar pe măsură ce am dezvoltat de-a lungul timpului acest grafic pe care l-am tot pasat prin diverse prezentări, am ajuns la concluzia că deși aceste componente pe care le putem de care putem zice că există în majoritatea aplicațiilor și produselor pe care le facem, fie că sunt interne sau externe, ele pot fi interconectate într-o mulțime de moduri și nu o să mă apuc acum să teoretizez fiecare dintre noi cu ce fel de conexiune ar face între ele. În general, avem un sistem de un front-end, un client-facing front-end, care este fie un website, fie o aplicație de smartphone, fie niște dashboard-uri sau poate sunt niște API-uri sau niște input-output-uri foarte, foarte bine controlate, care fie se îndreaptă către client sau se îndreaptă către alte servicii care s-ar putea să ne ofere ceva funcționalitate în proiectul nostru. Da? Avem după aia un back-end dezvoltat oarecum de noi, care are și o interfață cu database-ul care ar putea interacționa și cu acel control din internal external output. Și în spatele acestui backend există internal logic, care înseamnă că avem o mulțime de funcții și clauze care rulează quasi independent de ce s-a întâmplat neapărat în frontend și rulează pe logica internă și condițiile interne pe care le-am definit noi. În paralel cu toate astea, ori AI-ul poate rula și în logica internă, și în back-end, și direct pe baza de date, în unele cazuri chiar și în front-end, da? Depinde unde ne punem sistemele de procesare. Deci, deși AI-ul face parte din această parte de logică internă foarte bine dezvoltată și care de cele mai multe ori este custom la fiecare companie, pentru că acolo stă avantajul competitiv, nu poți zici neapărat unde, la ce nivel rulează în toate companiile, zicem că rulează în spatele internelor logicului sau așa ceva. Chestia interesantă este că acum, în 2021, la nivelul la care este ecosistemul de no-code, putem să avem componente de acestea no-code la fiecare nivel al acestui stack. Da? Putem să ne construim website-ul, putem să ne construim smartphone-ul, dashboard-urile, putem să ne controlăm input-output-ul, avem database-uri speciale care merg de la spreadsheet-uri care au luat steroizi la database-uri foarte avansate care sunt, vorba aia, numai costurile ne-ar împiedica să le folosim tot timpul pentru că se oferă niște funcții foarte, foarte interesante. Există back-end, sisteme de back-end care pot fi deployed pentru aplicația noastră și customizate astfel încât să lege database-ul, internal logic-ul și așa mai departe. Există internal logic care poate fi programat cu flowchart-uri și să lege diverse servicii între ele și există AI pe AutoML, cum am văzut. Dar ce înseamnă asta pentru noi ca developer? Păi înseamnă că no-code este la nivelul la care poate să ecosistemul în sine de no-code servește ca un este complementar skillurilor care se află în echipa noastră. Da? Noi ne dezvoltăm ceva și gândiți-vă că multe echipe care sunt specializate pe AI poate știu destul de despre back-end-uri, database-uri, logică internă și așa mai departe, dar nu știu eventual să dezvolte o aplicație de smartphone sau un website care să poată rula măcar la un nivel acceptabil astfel încât să-și demonstreze produsul. Da? Apare acolo posibilitatea de a folosi unelte no-code pentru acest lucru. Și oricare ar fi ele, noi putem avea așa o schemă pestriță în care folosim codul nostru custom, care după aia se integrează cu uneltele no-code pe care le-am folosit în stack-ul nostru și am construit un stack mixt de no-code și coded parts. Când vrem să facem totuși chestia asta, da? Putem să zicem că ok, sună ca un value proposition foarte bun, dar tot timpul am vrea să folosim no-code-ul? Păi, în primul rând și în primul cel mai important lucru este
să-l folosim atunci când vrem să avem timp de iterație foarte scurt. Vrem să trecem prin cât mai multe iterații. De ce? Pentru că scara noastră de lucru este destul de mică. Ori avem puțin clienți, ori avem un număr fix de clienți care îl știm deja și nu se va modifica foarte mult. Și problema în sine nu a fost definită și în consecință, dacă nu avem problema 100% definită, atunci vrem să vedem cum să ne putem adapta și cu soluția, evident, nu va fi complet definită și vrem să vedem cum ne putem adapta la ea cât mai bine. În aceste cazuri, dacă avem toate aceste trei criterii îndeplinite, este momentul să folosim, să ne gândim că trebuie să folosim niște unelte no-code, deși știm să facem cod. Pentru că în loc să lucrăm câteva săptămâni la authentication și să ne dăm capul de perete și să le securizăm și să facem deployment-ul cum trebuie, am putea direct să lucrăm la esența problemei noastre și să folosim niște componente destul de standardizate în industrie în acest moment. Totuși pare un pic prea frumos ce am zis aici, da? Am zis, pare totul că este sunshine and rainbows, cum se zice. Dar de fapt sunt o mulțime de probleme care se ascund aici. Prima și cea mai importantă este customization. Am zis componente standard înainte și asta este foarte, foarte adevărat. Majoritatea platformelor de no-code permit să executăm ideile noastre și să ne facem ideile noastre într-un mod foarte bine definit. Au un workflow definit. Odată ce ieșim de pe această cărare foarte frumos pietruită și aranjată în grădina lor, e ușor să ne pierdem și eventual să ne lovim de ziduri invizibile. De exemplu, putem avea endpoint-uri ale platformei care s-ar putea să nu fie potrivite pentru problema pe care o rezolvăm noi și ar putea să ne complice mai mult existența. Alt exemplu ar fi că componentele din platforma de no-code pe care o folosim, pentru că aceste platforme folosesc componente modulare, s-ar putea să nu fie potrivite pentru noi. Un exemplu concret pe care l-am văzut chiar luna trecută a fost că avem nevoie de o hartă pentru un website și suntem limitați la un singur serviciu. Acel singur serviciu s-ar putea să lucreze foarte bine cu platforma de no-code pe care folosim noi, dar nu are acoperire bună în zona unde este deployed platforma respectivă. Drept care, soluția este să migrăm către alt serviciu. Și aici apare problema că dacă vrem să ieșim dintr-o platformă de no-code, s-ar putea să ne lovim un pic de niște vendor lock-in. Platformele astea de no-code integrează niște soluții standard și dacă, cum am zis, dacă dorim să trecem de la Mapbox la Google Maps, de exemplu, platforma s-ar putea să nu ne lasă. Asta e o problemă în general pentru toate astea care fac front-end-uri și client-facing stuff, pentru că ce este back-end în general este mai interoperabil și mai puțin vendor-dependent. Dar dacă folosim ceva client-facing, s-ar putea să fie multe probleme de vendor locking. În mod ironic, deși AI-ul este mostly back-end stuff, aici apare, la AI apare din nou problema de vendor locking. Pentru că dacă dezvoltăm un model, de exemplu, pentru cu AutoML de la orice vendor mare, s-ar putea să nu ne pună la dispoziție modelul în sine într-un format downloadabil sau dacă ni-l pun, să fie într-un format care a rulat tot în cloud-ul vendorului respectiv. Deci noi lucrăm, dezvoltăm o soluție, avem o soluție de AI cu o precizie foarte bună, avem un front-end foarte frumos, totul merge minunat și vrem să ne ieșim din platforma respectivă și descoperim că de fapt ne va lua 6 luni să ieșim din platforma respectivă pentru că asta o să cauzeze probleme de compatibilitate, pentru că componentele, chiar dacă sunt exportabile, nu mai sunt compatibile cu altă platformă. Deci trebuie să avem foarte mare atenție aici. Și asta nu se aplică numai la componente și la modele, dar și la datele în sine pe care le avem. În general, sistemele de date folosite de platformele no-code nu se integrează foarte bine direct cu alte sisteme. Trebuie să avem în vedere că s-ar putea să fie un challenge destul de mare să salvăm datele de la aceste aplicații și să facem exportul cum trebuie, astfel încât să poată fi citit direct de altă platformă. Aici pot apărea diferențe de structură,
sau deformat pur și simplu cum sunt făcute. Din fericire, aici ne salvează un pic legislația, de când cu GDPR-ul, mulți platformele sunt forțate să pună la dispoziție multe forme de export și ne mai descurcăm cu sistemele de export din cauza GDPR-ului. Chiar dacă o platformă o folosim și aceea nu ne permite să facem export direct, poate nu o funcție implementată, datorită GDPR-ului se poate interfața direct cu the actual humans that are running the platform și să le cerem un data export din cadrul platformei către noi prin aceste reguli GDPR și să le invocăm aceste reguli GDPR. Și de ce am vrea să facem genul ăsta de export? Pentru că este vorba și de costuri aici. Pentru că platformele de no-code sunt foarte ușor de deploy, de făcut deploy, putem să le punem în funcțiune foarte rapid, dar în general oferă posibilități limitate de către ce se face deploy-ul. În general se face către un cloud de-al lor, nu permit soluții on-premise foarte multe, endpoint-urile sunt limitate și costurile de storage, bandwidth și processing s-ar putea să fie acceptabile doar pentru un low-end de utilizare. La 1000 de utilizatori ai aplicației noastre, e ok, plătim niște sute de dolari și pe lună și asta este tot. Măcar nu ne batem capul cu deployment-ul. Dar în momentul în care creștem repede către 1 milion de utilizatori, poate deja devine piperat prețul pe care trebuie să-l plătim către platforma de no-code. Și de aici trebuie să ne gândim că s-ar putea să fie cost prohibitive să continuăm cu o platformă de no-code. Și de aici vine cea mai neașteptată parte la care majoritatea oamenilor nu se gândesc în totalitate, și anume problema de finanțare. Nu mulți se așteaptă la asta, dar startup-urile care neapărat sunt blocate pe platformele de no-code s-ar putea să aibă probleme să crească, să atragă fonduri foarte multe. De ce? Pentru că investitorii sunt foarte conștienți de celelalte patru probleme de pe acest slide de care am discutat acum și vor să existe soluții pentru acestea, pentru că nu vor investi într-o platformă care cel mai probabil se va lovi de genul ăsta de probleme în viitor. Asta nu înseamnă că nu vor aprecia un startup care se mișcă foarte repede sau un produs care s-a mișcat foarte repede și a trecut prin foarte iterații. Credo-ul startup-urilor, move fast and break things, da? Asta e întotdeauna apreciabil. Dar în mod sigur, investitorii vrea să știe care sunt răspunsurile la problemele de customization, la vendor lock-in, data storage și scaling, în cazul în care au fost folosite platforme de no-code pentru a merge mult mai repede prin ciclul de iterații. În final, vreau să atrag atenția la aceste două imagini, care sunt prototipurile de code și no code. Da? Lumea zice că este code versus no code. Eu vreau să zic aici că este code and no code. Pentru că cine se uită la imaginea asta, majoritatea oamenilor au probleme cu una din imaginele respective și se gândesc că este o situație de concurență. Și cred că putem sta aici toată ziua ca să discutăm care este mai bună și care este mai flexibilă. Dar până la urmă trebuie să discutăm pragmatic. Dacă poți să faci ceva rapid, să-i faci deploy în câteva clicuri, în loc să îți ia zile sau săptămâni ca să faci chestia asta și după aia să-ți faci și griji de securitate și așa mai departe, de ce să nu-l folosești? La fel, dacă poți să faci ceva în cod destul de repede, în loc să stai și să torturezi 10 platforme de no-code, să le faci să meargă între ele și o să-ți ia foarte mult să faci asta, nu trebuie să alegi varianta no-code sau cod pentru că te-ai îndrăgostit de ea sau ceva. În general, trebuie să nu te îndrăgostești de uneltele pe care le folosești, pentru că nu se vor îndrăgosti de tine uneltele. Trebuie doar să folosești the right tool for the right job, unealta potrivită pentru slujba potrivită. Și cam asta este ce am vrut să vă zic astăzi. Sper că m-am încadrat în timp.
Te-ai încadrat perfect. Trebuie să recunosc că eu când mă uit la imaginea asta și mă uit la partea de no-code sunt like, I'm losing my job, I won't have a future, like cum să folosesc așa ceva, e blasfemie, trebuie să scrii tot, nu există customizare, nu poți să faci nimic, nu există. E așa un love-hate relationship, ca să spun așa. Și trebuie să recunosc că mi-e așa și un pic frică de ce poate să fie, adică mai ales pe partea de AutoML și verificat mii de parametri optimizat, care sunt mai bun și everything, care, like, să faci tu toate chestiile alea, trebuie să înveți o grămadă de chestii și, într-adevăr, it gets things going fast, cum spunea exemplu cu spre ce tu mi s-a părut mind-opening, la modul că, ok, până acum luam spre ce tu I was taking it for granted, știi? Nu mă gândeam niciodată pentru o secundă că, ok, dacă n-ar exista și ar trebui să scriu eu codul ăsta, ai dreptate, nu l-aș scrie. Nu l-aș scrie. Exact. Avem două întrebări de pe Facebook și încă câteva după aceea. Prima, cea mai veche întrebare este, UiPath e considerat tool no-code? Asta e o discuție foarte interesantă, dacă îmi permit să vorbesc un pic despre asta. UiPath-ul a avut un uphill battle întotdeauna ca să discute despre boții pe care îi făceau, pentru că mulți programatori deja foloseau boți, da? Și făceau cu diverse tool-uri de automation, mai ales în Python, lumea scria propriul bot și făcea chestia asta. Și UiPath nu-și găsea un pic rostul în toată chestia asta, nu neapărat pentru că era sau nu considerat un tool de no-code. Eu l-aș considera personal un tool de low-code, pentru că ei au basic-ul ăla pe care îl folosești în editorul de UiPath și în modul ăla poți să definești totul. Nu e chiar no-code, e destul de low-code platforma lor. Dar nu de acolo vine puterea lor, ci vine de la posibilitățile de deployment, da? Pentru că tu dacă îți codezi propriul bot în Python, după aia tu trebuie să dedici un calculator ca să ruleze, da? Și mai mult de atât, dacă vrei să faci ceva automation cu ceva care interacționează cu o platformă de web, atunci va trebui să ai în grijă tot rendering pipeline-ul ăla, chiar dacă îl pui pe un virtual machine de la JavaScript, da? Pe când la UiPath, da? Tu faci RPA robotul, testezi pe calculatorul tău, după care îl pușuiești pe serverele care sunt disponibile tot de la ei cu serviciu ca să rulezi RPA botul, da? Și pe partea asta de deployment, ei au inovat foarte mult în piața de RPA și au ajuns foarte departe din cauza asta. Da? Deci, da, poate fi considerat un tool de low code, dar nu faptul că e low code neapărat în sine e ce le-a dat succesul, că au fost și alții, ci faptul că au integrat the whole deployment part of the low code. Super. Super. Și mi se pare că mai nou scoți un marketplace în care oricine să poată să publice public RPA și să fie folosit de ceilalți și asta e destul de pretty good. That 30% commission from app stores. Delicious. Mai este o întrebare legată de sunt mai mari costurile totale ale proiectului pe termen lung dacă sunt folosite tool-urile no-code inițial și apoi e nevoie de API-uri custom? Dacă nu există un număr variabil de utilizatori și cerințele proiectului nu se vor schimba și știu că, nu știu, am o firmă care oscilează tot timpul între 1000 și 3000 de oameni, da, și pe acolo sunt și nu există un 10x la un moment dat în proiectul respectiv, s-ar putea să fie destul de constante costurile și să fie destul de echivalente costurile de operare cu un deployment custom. Da, și atunci n-ar fi. Dacă vorbim de dezvoltarea unei companii care are o dezvoltare așa to the moon, în care ne place să un grafic pe care ne place să-l vedem în startup-uri întotdeauna. Da, pe termen lung costurile vor escalada și la un moment dat vor fi foarte mari, dar depinde de strategia pe care o alegem. Oricum pe termen scurt până la termenul mediu, să zic așa, sunt foarte mari șansele să fie similare, ba chiar cheltuielile de development directe s-ar putea să fie mult mai mici pe no-code. Da, cred că aici aș fi punctat și eu că dacă ai o idee și vrei să o validezi decât să angajezi o echipă întreagă,
dacă tu poți să le rezolvi pe toate, deja sunt mai multe salarii pe care nu trebuie să mai le mai plătești. Și după aia, da, vezi în funcție de costuri, dacă e nevoie să angajezi acei oameni să build it from scratch. Exact. Ok, ai văzut să apară one-man shows care să build everything cu no-code? Adică ai văzut startup-uri sau idei sau chestii construite de un om? Da, da, am văzut. Am văzut chiar, din păcate nu pot să zic cine este, dar am văzut de cineva care a ajuns cu platformă de no-code, un AI person, care a dezvoltat, era obișnuit să lucreze fully, n-avea treabă cu web, cu cloud, cu chestii de genul ăsta și a ajuns la o cifră de afaceri de $200,000 pe an prin dezvoltarea asta. Practic toată partea de modeling și AI era custom code, dar tot restul, stack-ul de backend, database-ul, frontend-ul, totul este low code, no code și e practic un one man show care acum se gândește să meargă mai departe. Asta deci, Asta e super. Asta e super că dă posibilitatea la mai mulți oameni să inoveze rapid. Exact. Să grow big. Cum vezi partea asta de no-code în a crește într-un marketplace, adică pe viitor oameni care să caute alți oameni care să știe să folosească toate tool-urile astea de no-code versus să caute specialiști? Asta e o chestie care nu știu dacă mă hazardez să fac o presupunere. În mod sigur, ori să existe oameni care sunt specializați pe anumite platforme, dar varietatea de platforme e atât de mare încât eu nu știu dacă mi-aș putea face o carieră pe chestia asta. Dar nu pot zic că cineva se axează pe Bubble și face o carieră din dezvoltarea de platforme web pe Bubble. Deși acum sunt oameni care dezvoltă, spre exemplu, pe Shopify și sunt firme întregi. Exact. Shopify e un contraexemplu aici. Deci e undeva așa între. Mă gândesc că într-adevăr există și jobul de operator Excel, da? Care există, care deja e stabilit, consacrat de mulți ani. Nu știu, 50-50. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie asta în viitor. I can't tell. Și one last question. Ca programmer care vrei să get started with ML sau neapărat, nu neapărat programmer, dar cineva la început de drum care vrea să ducă în direcția de machine learning, ar trebui să considere și poate să înceapă cu ceva no-code/AutoML, poate? Da, și mai mult ca și programator. Știu că sigur de la Microsoft există și o variantă în care se accesează serviciile lor de AutoML din Python, cred că și la Google, Mihai cred că știe mai bine, dacă și la Google, cred că și la Google există așa ceva. Deci, da, absolut, pornește cu toate și ca și programator, dive into the API și lucrează direct din cod să interacționezi cu serviciile alea. Dar mai mult de atâta, nu te axa pe un singur serviciu. Da? Try multiple ones, că înveți multe lucruri făcând asta. Super! Super. Mulțumim mult pentru răspunsuri. Cam asta a fost. Restul care nu ne-au văzut o să găsească înregistrarea, mă rog, care nu ne-au văzut o să găsească înregistrarea pe Facebook și pe YouTube. Și dacă mai aveți întrebări și vreți să discutăm ceva, dați un share pe grupul de Talks by SoftBenet, o să dau eu tag la lume, putem să continuăm discuția acolo. Și ne vedem din nou peste 2 săptămâni, poate de data aceasta live. Mulțumim din nou! Virgil, mare plăcere. Mihai, dacă mai ești pe aici, ți-am dat eu da, mulțumesc. Ți-am dat eu hide la video mai devreme. Mulțumim mult pentru prezentări. Ați fost awesome și ne auzim la următoarea ediție. Mulțumim pentru invitație.